În timp ce PSD face demersuri pentru dărâmarea guvernului, Florin Câțu continuă să se războiască de la distanță cu Ludovic Orban. Premierul este nemulțumit că mai multe legi care au trecut de guvern s-au blocat în Parlament. Câțu îl consideră vinovat pe rivalul său, Ludovic Orban, cel care este și președintele Camerei Deputaților. Câțu a anunțat că de acum înainte va da reforme doar prin ordonanțe de urgență. Un prim exemplu ar putea fi mărirea alocațiilor cu 20%. Sunt mai multe legi care au trecut de guvern și în Parlament s-au blocat. Și eu vreau să fac reforma, am pornit cu acest avânt pentru reformă, legea, de exemplu, de sfințarea SIJ. A trecut de guvern, este blocat în Parlament. Abrogarea legii PSD care interzicea investițiile în străine în companii cu capital românesc. Am trecut-o de guvern, e blocat în Parlament. Alocații, la fel. Chiar dacă amenințarea moțiunii este cât se poate de reală, Florin Câțu nu îl menajează deloc pe șeful său de partid, Ludovic Orban. Premierul dă vina pe șeful Camerei pentru blocarea în Parlament a unor proiecte importante. Câțu promite că va guverna de acum înainte doar prin ordonanțe de urgență. Decizia mea este aceea de a merge cu reforma prin ordonanțe de urgență. Nu voi aștepta după Parlament să se hotărască. Acest lucru se va întâmpla inclusiv la legea alocațiilor. Am un gust amar pentru că suntem aici și discutăm despre alocații în acest moment, pentru că Parlamentul nu și-a făcut treaba. Au fost un proiect de lege sau un amendament care a fost trecut la Senat în iarnă. Parlamentul putea să ia o decizie clară până acum, în ce direcție vrea să meargă. Noi am avut o decizie în coaliție că vor crește doar anul acesta alocațiile. Dacă Parlamentul vrea să ia o altă decizie, trebuia să rezolve. Noi vorbim astăzi de alocații din nou, pentru că guvernul este nevoit să dea o ordonanță de urgență care să respecte decizia coaliției din decembrie, că anul acesta va fi o singură creștere a alocațiilor. Câțu susține că pensiile, salariile și alocațiile ar urma să crească treptat odată cu începutul fiecărui an. Premierul nu a precizat însă care va fi formula adoptată pentru că, spune el, încă sunt discuții în acest sens. Există o propunere din partea UDMR, de exemplu, unde alocația să fie legată de venitul familiei. Dacă o familie are 3 copii, de exemplu, pentru a susține și al patrulea sau al treilea copil, să fie deductibilizat din venitul income, din venitul familiei, din impozitul pe venit. Deci sunt mai multe formule. Ceea ce este clar, ce vrem noi să facem, este să creăm acest mod transparent. Ca oamenii să știe, în fiecare an, la 1 ianuarie cresc alocații, pensii, salarii, salariu minim cu X. Începând de anul viitor, cei mici ar urma să primească mai mulți bani pentru că ordonanța din acest moment prevede o creștere cu 20% a alocațiilor. În acest moment, ordonanța de urgență care va fi aprobată joi, dar repet, este ceea ce avem acum. Coaliția până la decembrie poate să ia mai multe decizii, care pot să vină chiar cu formula care să înceapă de la 1 ianuarie 2022. Dar în acest moment avem o decizie care arată o creștere de 20% față de momentul în care au început aceste creștere ale alocațiilor care duceau la o dublare. Noi anul trecut am modificat legea și am spus că vor fi 5 pași ale creșterii alocațiilor. Suntem, cred că, al doilea pas. Deci înseamnă 20% față de inițial.